atare Brad Heather aici și vin cu un nou review de data asta din partea magazinului de Airsoft, airsoftieftin.ro. Și băieții mi-au trimis, ia uite ce mi-au trimis, un Zigzaur și este în concret vorba despre Zigzaur P320M18. O jucărie fantastică. Știu că o să spuneți că le cataloghez pe toate fantastice, dar ăsta este într-adevăr ceva fantastic. Și pentru curioși, asta chiar este copie 1 la 1 din toate punctele de vedere, inclusiv inscripția 9x19mm apare pe camera cartușului, da? Aici, dar el este de Airsoft. Și ceea ce am observat la încărcător a fost că locașul de încărcare cu gaz este aici în spate, sub locul de percuție, sub capsa de percuție, dar și nu în fund, cum în partea de jos a încărcătură, așa cum ați întâlnit și eu am întâlnit la cele mai multe jucării. Și hai să începem ușurel. Vine în cutiuță care are pe ea sigla de la Zigzaur, SIG, cerculețul ăsta, super, foarte, foarte drăguț. Și băieții mi l-au trimis cu această piesă de reglat hop-up-ul. Înăuntru are burete și cam atât cu cutiuța de transport. Și da, dacă nu ai toc și nu vrei să porți jucărica într-un rucsac, cu să bagaj sau ambalaj, într-un rucsac, da, o poți pune în această cutiuță și, din punctul meu de vedere, nu este absolut nicio problemă să mergi cu ea pe stradă așa. Chiar dacă oamenii o să-și dea seama că tu, că aia este o cutie de transport arme, pistol. Ce zice articolul 65? Aliniatul 6. Husă, bagaj sau ambalaj. Pași, la revedere. Revenim la jucărie. Wow! Superb! Este compact. Ceea ce m-a uimit la el a fost... forța de apăsare pe trăgaci. Îl simți. Trăgaciul are un joc, are o cursă foarte scurtă, are jocul ăsta foarte scurt. Din momentul în care s-a întărit, da? Foarte. Îl simți efectiv. Deci, în momentul în care apeși pe trăgaci, îl simți. Mamă, este fantastic. Cât de ușor este să de apăsat. Și are în partea din fața manșului inscripția M18. Zigzaur M18. Și inclusiv serie. Aici în partea dreaptă are o serie. Foarte, foarte șmecher. E fantastic cum îl simți în mână. Este un pistol deosebit. Este o replică deosebită. Deci sunt uimit. Este ambidextru. Are în ambele părți și pe dreapta și pe stânga. Are pârghia de blocare a manșonului, pentru că dacă eu aș fi stâncaș, da? Și mi-ar rămâne manșonul în spate, n-aș acționa cu mâna stângă. Bun. Și pe dreapta. Bun. Superb. Ok, pe manșon vine deja din fabrică, de la producător vine cu această piesă cu cătarea spate demontabilă și are și o scobitură. Observați, deci toată placa asta neagră se înlocuiește, se scoate și puteți monta direct plăcuța de suport, piciorul de suport pentru Red Dot. Spre deosebire de pistoalele obișnuite care nu au chestia asta, da, și trebuie să demontez cătarea spate și să montez special. Nu, aici nu am demontat-o, dar recunosc că am aruncat și un ochi pe alte review-uri. Și se înlocuiește, da? Dăm jos plăcuța și montăm redotul. Este mult mai simplu așa. Ok. Eram curios cum se demontează parțial în situația în care vrei să-i reglezi ceva pe el. Și ca să faci chestia asta, da? Dacă vă aduceți aminte, la Smith & Wesson-ul meu și al meu are această pârghie aici pe partea stângă. Bun. Acționăm de ea. Deci, să vedeți, acționăm de ea în jos, până aici, aducem manșonul înapoi și îl controlăm ușor, am demontat, am făcut demontarea parțială. Frema
Și internele de pe corp sunt incredibil de asemănătoare cu realitatea, deci cu arma reală. Fantastic. Ok. Și aici avem următoarele componente. Mă încurca plicul de transport. Bun. Și pe arcul recuperator observăm în capăt această formă, această piesă. Ei bine, de aici se reglează hop-up-ul. Da? Răsucim. În stânga sau în dreapta. Și el, în partea de jos, o să vedeți mai acum, imediat are o altă rotiță care aceea, la rândul ei, acționează în mod direct hop, guma de hop-up. Ok, ca să-l demontăm, să scoatem țeava. Pur și simplu împingem ușor, da? Arcul către înainte și a ieșit. Observați că există această tijă. Această tijă de aici se introduce în acest orificiu. Da? Bun. Am demontat arcul. Acum țeava este foarte simplu de scos. Pur și simplu am ridicat-o și am extras-o. Și rămâne manșonul gol cu mecanismul, îmi place mie să zic, de darea focului cu un cuiu percutor, nu? Cu mecanismele prin care circulă gazul, da, aici din spate. Destul de asemănător cu realitatea. Și vă spuneam, în partea de jos, numai un pic să mă ajute focusul, în partea de jos, aici, nu știu dacă reușiți voi să vedeți, se află încă o rotiță. Aici se văd dinții, dințișorii. E bine, acea rotiță acționează guma de hop-up. Și ca să scoateți de tot țeava, mare atenție că există acest arculeț aici. Eu nu m-am băgat, pentru că nu vreau să sară arculețul ăla și să stric jucărica. Dar nu mă interesează momentan să fac demontarea parțială, de ce vă spuneam. Da? Deci dacă tragem de țeavă, efectiv se mișcă și observăm acel arculeț care ține un pic de contră. Și de asemenea avem aceste urechiușe, să zic așa, acești pinteni care sunt prinși în orificiile lor. Da? În momentul în care vrem să extragem țeavă, ia uite că se prind acolo, se mișcă. Bun. Și aici este vorba doar de țeava internă, da? De 6 mm. Bun. Și montarea înapoi este invers, da? Ca la armele de foc, inversă demontării. Atenție când o introduceți, da? O să vi se oprească în acest pinten. Da? Ridicați un pic și gata, ați adus-o în poziție. Arcul recuperator se introduce în locaș. Și vă spuneam de acel orificiu, da? Care trebuie să vină și să cuprindă, să cuprindă acel pinten prezentat un pic mai devreme. Și gata, am montat înapoi țeava pe manșon. La montarea pe corp, trebuie să apăsăm acest pinten, acest picioruș, l-apăsăm un pic că ne va încurca. Introducem manșonul pe fremă, îl blocăm înapoi în poziția inițială și acționăm asupra țevii. Observ că trebuie apăsat un pic pe țeavă, împins un pic înapoi pe țeavă și manșonul a revenit, da? Pentru a putea acționa această pârghie. Wow, fantastic! Și vine cu piedică, cu siguranță, da? O putem acționa atât, este ambidextră și pe o parte și pe alta. Da, e 7 seara. Am un vecin care se joacă cu bormașini. El face review-uri. Face review la bormașină, probabil. Îmi urmărește canalul de YouTube, motiv pentru care, vecine, ne-am sincronizat. Prost! Bun. Vă spuneam de piedică, de siguranță. Este ambidextră și pe o parte și pe alta a jucăriei și, evident, își face treaba. Pistolul este dezasigurat. Hop, am percutat. Punem piedica. Se ridică, da, pentru a acționa piedica. Acționăm trăgaciul și nu se întâmplă nimic. Nu percutează.
Și încă o chestie. I-am verificat sistemul de reset. Adică, percutez și țin apăsat și moment în care vine majorul înapoi. Foarte lungă cursă. Foarte, foarte lungă. Este single action. Da, n-are double action. Double action însemna că se pot apăsa de fiecare dată când apăsam pe trăgaș sau de click, 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 clac, pac, 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 da, se declanșează. Nu este single action. La fel ca Glock. Da? Armezi, tragi. Armezi, tragi. Bine. Fără încărcător. Ok. Un pistol compact. Nu l-am cântărit. Scoate, din ce văd pe site-ul băieților de la Airsoft ieftin, scoate 98 de metri pe secundă cu bilă de 0.2. Hop-up, da. Energie maximă 1 joule. Folosește green gas. Culoarea tan. Tan Coyote. Greutate 690 de grame. Deci 700 de grame. Cu exact aceeași greutate ca și pistolul meu real, Smith & Wesson MP9, care este full size, asta este compact. Materiale ABS și metal, lungime 195 de mm. Bile Airsoft recomandate 0.25-0.28 de grame. Evident, la această greutate viteza bilelor va scădea. Da? Deci nu vom mai avea 98 de metri pe secundă la gura țevii, dacă în realitate atât scoate, ci vom avea mai puțin, nu știu, 95, 90, 85 de metri pe secundă în funcție de greutatea bilelor. Și el vine cu un pic de gaz, a venit cu un pic de gaz în încărcător și când m-am jucat cu el, nu rămâne manșonul în spate. Și are un recul puternic. Uitați-vă la mâna mea. E, abia acum. Numai un pic să mai încarc un pic, să-i mai bag un pic de gaz. Deci asta am observat, băieții mi-au trimis și un tubuleț de gaz. Mulțumesc frumos, băieți. Asta am observat-o ca o chestie, am banghit-o ca o chestie ciudată. Zic eu, nu rămâne manșonul în spate, în condițiile în care, în mod normal, rămâne la celelalte pistoale. Deci nu rămâne. Și n-am bile. Acum a rămas. Deci, la orizontală se pare că rămâne. La verticală nu mai rămâne. Îl țin cu două mâini. Acum a rămas. Iar a rămas. Iar a rămas. Bine, am ținut eu de piedică. De pârghie. Da? Am ținut apăsat ca să nu mai rămână manșon blocat. Superb. O jucărie superbă. Pe site-ul băieților, în momentul de față, deci astăzi 23.10.2020, costă 900 de lei. Și apare ca fiind în stoc. Voi atașa link-ul în descriere. Abia aștept să îl și testez, să ies un pic pe teren cu el, să trag. Sper că nu i-am deranjat foarte tare hop-up-ul, să nu mi-o ia biluțele razna. Superbă jucărie. Deci superbă. Nu am cuvinte suficiente ca să o descriu. Și este compactă. Deci Zigzaur se pare că chiar lucrează la design și se concentrează pe felul în care este, se simte arma în mână. Avem și la tactică, da, unde, bine, asta e general valabil la mai toate pistoale, unde putem atașa diverse accesorii. Fantastic! Aici, la mâner, da, în locașul încărcător avem spațiile acestea pe o parte și de o parte și de alta. Și în spatele mânerului, în partea de jos, avem un locaș pentru prinderea, pentru montarea șnurului de siguranță la pistol, astfel încât dacă va cădea, să nu-l pierdem. Și băieții mi-au mai trimis o chestie foarte mișto, un foc.
de la Ammo Max, un toc cu o prindere interesantă, da, modelul ăsta de prindere pe curea, pe centură, și are două cleme de siguranță pe care trebuie să apăsați și să împingeți în același timp și el se desface, da? E prins în balamale. Și în felul ăsta prindeți tocul de centură. Se apasă și a rămâne închis. Cred că o să-l cumpăr, sau dacă nu, cel puțin voi cumpăra platforma de la ei, pentru că este foarte bună. Și ăsta este un toc de la Ammo Max special pentru Zigzaur P320 cu retenție activă. Foarte, foarte bun. Și pentru cei care au această armă pe apărare și pază, ia uite că arma nu se vede absolut deloc la gura tocului, dar vine fix, aproape fix, la același nivel. Și în felul ăsta, dacă vi se ridică hainele, da, în momentul în care purtați pistolul, se ridică tricoul sau haina și se vede încărcător, se vede tocul, arma, partea din fața armei nu se va vedea, da? Și veți fi la adăpost de prevederile articolului 31 din legea armelor. Arma se poartă ascunsă, introsă în toc și ascunsă vederii. Broadheader am fost eu, mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă v-a plăcut review-ul, cumpărați jucăria asta pentru că este superbă. Doamne aștept, numai bine, ne vedem la testul pe teren. Ceau!